Ce faceți? Nu i-am văzut de mult. Am în spatele meu noua jucărie. Audi A6 3000 benzină. Cumpărat recent. Este un proiect în derulare. Avem multe de schimbat pe el. Că țineți aproape să vedeți o transformare completă. A venit fără grilă, toate le-am găsit în 2-3 zile, le-am făcut. Am încercat să arăte cât mai bine. Standard, mașina cumpărată a venit cu jante pe 18 de iarnă, cauciucuri noi. Etrieri vopsiți. Vezi ce așa îmi place. Are un interior care pentru lucrul ăsta am cumpărat mașina. Scaune de RS, asta e foarte important. RS-ul e RS. Chiar este demențial interiorul. Are nevoie de puțin atenție, pentru că proprietarul care a fost mutarea a avut grijă de el. Ce am mai făcut? Am făcut și trimurile, i-am vopsit, i-am pus LED. Mai trebuie să mergem să aplicăm un lac gros peste ca să lucească mult mai tare. Să urmeze și alte proiecte, i-am pus padele până una alta. Și bineînțeles, piesa de rezistență, i-am schimbat ceasurile de bord, i-am pus de RS6. Și în rest, veți vedea pe parcurs ce... Zice și voi cam ce schimbări ar trebui făcut la mașină ca să arate din ce în ce mai bine. Ei, dacă aveți idei ce putem să-i facem la mașină să arate mai bine, lăsați un comentariu și am să le citesc pe toate.